Cel de-al doilea premiu se oferă unei doamne de data aceasta, premiul pentru gestionarea performantă a operațiunilor financiare la nivel EMEA. Se acordă doamnei Eliza Irimea, CFO pentru regiunea EMEA, Stefanini IT Solutions România. Înainte de a se alătura echipei Stefanini, Eliza Irimea a lucrat în cadrul Vodafone România, KPMG România și a predat la Catedra Academiei de Studii Economice pentru o perioadă de 2 ani, unde de asemenea a avut performanțe deosebite. Mulțumesc! Bună seara, mulțumesc frumos! Colegii de la Sales aduc banii, eu în financiar îi număr, îmi face o deosebită plăcere să fac asta, mi se spune șefa de la bani. Ce vă pot spune este că mă simt foarte, foarte mândră că Stefanini mi-a acordat șansa să conduc operațiunile peste 16 țări europene. Sunt aici în România, o fac de acasă, călătoresc foarte mult și simt că pot să lucrez oriunde în lumea aceasta. Suntem recunoscuți ca și performanță, ca și valoare, ca și calitate. Și asta îmi face o deosebită plăcere. Mai mult decât atât, cred că nu reușesc să fac asta singură. Am o echipă extraordinară, echipa mea de finance și mă bucur de asemenea și de succesul colegilor. Ați menționat că am fost profesoară, da, îmi face foarte mare plăcere să menționez și partea aceasta. Sunt ingineră, o combinație ciudată de mai multe calități, dar mă bucur că toate m-au adus pe această scenă și mulțumesc pentru premiu.